Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Potrivit horoscopului, la începutul sezonului de toamnă, mulți pești vor trebui să-și mute atenția către sfera parteneriatelor sau afacerilor comune. În caz contrar, peștii vor fi absorbiți de proiecte creative sau de dezvoltare profesională în organizații. În septembrie, totul va fi foarte schimbător pentru tine. Pentru o vreme, poți uita de viața distractivă și lipsa de griji. Sentimentele te pot dezamăgi, așa că nu ai prea multă încredere în ele. Multe ți se vor părea că nu sunt ceea ce este cu adevărat. De multe ori va trebui să te bazezi doar pe tine, așa că nu fii leneșă și lucrează conștiincios, fără amintiri inutile. La sfârșitul lunii, te așteaptă un bonus plăcut sub forma unei cunoștințe remarcabile din toate punctele de vedere. Dragoste, prima jumătate a lunii septembrie este favorabilă peștilor care sunt liberi de verighete, inele și promisiuni. În această lună, viața ta va fi sub auspiciile planetei iubirii și parteneriatului fericit. Un sentiment complet nou pentru tine poate veni la tine, care îți va acoperi cu totul capul atunci vei observa că vor apărea schimbări neașteptate în tine, vei începe să privești lumea altfel. Cu toate acestea, amintește-ți de greșelile din trecut și lasă timp pentru a dezvolta noi relații. Prevede toate dificultățile posibile și părăsește imediat comunicarea care este neplăcută pentru tine. Peștii care au o familie vor fi supuși ispitelor. Ar fi mai corect să ți îndrepți energia în direcția corectă și să nu o irosești flirtând în lateral. Este important pentru tine să nu te încurci cu simple vibrații ale iubirii efemere. Ai încredere în alesul tău? Nu fi geloasă sau jignită pentru flacuri? Fi mai puțin suspicioasă. Nu ar trebui să testezi relația pentru putere și cu atât mai mult să aranjezi orice fel de verificări. Sănătatea Pește ar trebui să-și urmărească starea de spirit. Chiar dacă ceva nu merge bine, nu te descuraja și nu dispera. Starea ta de bine va depinde de atmosfera psihologică în care te afli. Încearcă să te configurezi pozitiv și să nu acorzi atenție eșecurilor. Dacă nu te simți bine, nu luai imediat medicamente din proprie inițiativă, vizitează un medic, încearcă să te relaxezi sau să discuți cu o persoană dragă. Amintește-ți că pesimismul și gândurile triste te pot aduce la o depresie îndelungată. Nutriția corectă și aportul de vitamine B vor fi măsuri preventive. Orice experimente cu aspectul îți vor face bine. Dacă vrei să-ți schimbi coafura, atunci fă în perioada 21 la 24 septembrie. În această perioadă, probabil vei găsi un nou lucru care să ți se potrivească și să te înveselească. Sexul opus va sărbători transformarea ta, dar este mai bine să eviți operațiile planificate, lasă-le pentru luna următoare. Banii, fii încrezătoare în intențiile tale profesionale și asumă-ți cu îndrăzneală sarcinile. Nu acorda atenție opiniilor altora, nu lăsa să se amestece în treburile tale. Acum nimeni nu putea face munca în afară de tine. Totuși, dacă cineva dă dovadă de perseverență și dorință de a te ajuta, nu face scandaluri și certuri, explică-i delicată de ce nu ai nevoie de sfatul cuiva. În septembrie te așteaptă o întâlnire serioasă, care îți va afecta viitorul în domeniul carierei, poți începe o viață nouă favorabilă pentru angajamente îndrăznețe și fapte responsabile. Cei care nu s-au regăsit în profesie vor primi în sfârșit o direcție în care să acționeze, vor veni veștile mult așteptate, care se referă la activitățile tale profesionale, cei care sunt în căutarea muncii ar trebui să se concentreze pe căutare pentru a câștiga, zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!